A murit sub ochii săi și a abandonat-o pe șinele de cale ferată. Este mărturia șocantă a tatălui Vitreg al Ancăi după ore bune de audieri în care anchetatorii au încercat să afle ceea ce camerele de luat vedere au ascuns în tot acest timp. Declarația bărbatului este susținută și de mecanicul de locomotivă, care spune că fata se afla la câțiva metri distanță și că în ciuda semnalelor acustice de avertizare, copila nu s-a deplasat. Ce-ați declarat la poliție? Deși polițiștii nu au cum să îl acuze de crimă în fața rudelor îndoliate, tatăl Vitreg al Ancăi este principalul vinovat. El a fost tot criminalul. Toată lumea știe de el. Pleca mereu cu ea de acasă. Ea de anul vinea la 2-3. I-a făcut o săptămână de când s-a întâmplat cu ea. Seara a făcut o săptămână. Și câteva zile a dat de ea acolo, a dat omorâtă. La 6 zile după moartea sa ies la iveală dezvăluiri șocante despre viața pe care copila de 13 ani o avea în sânul familiei din localitatea constanțeană cu Zavodă. El, concubinul maică sa, umbla cu ea. Deci era și cu maică sa și cu ea. Dar mama știa? Da, maică sa știa și asta. Și în seara când a dispărut de acasă ea, a plecat și el. Vecinii spun că disparițiile misterioase ale tinerei erau de fapt forțate de tatăl Vitreg, care o exploata sexual în schimbul unor sume de bani. Da. Ar fi vândut-o? Da. Să spui, mă. Pe bani. A vândut-o și mă rog, nu a mai putut să facă ce a vrut el și... Credeți că ar fi dus-o la prostituție? Da, credem. După moartea Ancăi, cei de la Direcția pentru Protecția Copilului au demarat o anchetă socială pentru ca sora acesteia să nu aibă același destin tragic. Lucrătorii direcției vor stabili dacă și cea de-a doua copilă va ajunge sau nu într-un centru de plasament.